Deci punem pe Andreea și facem două rânduri pe dos. Unu și încă unu. Și acum punem modelul, să dă firul în spate, da? Aici creștem, deci am făcut ochiul, dăm o dată peste Andreea, mai facem un ochi. Și următoarele trei le strângem. Toate trei la un loc. Facem un ochi, dăm o dată peste Andreea și încă un ochi. Următoarele le strânge. Deci facem un ochi, dăm peste Andreea și iar un ochi. Să le strângem pe amândouă, un ochi în plus. Rândul ăsta îl facem numai pe dos. Deci asta e fața, modelul se pune pe dos. Deci se lucrează tot rândul pe dos. La rândul ăsta, unde am crescut, le strângem pe toate trei, unde am scăzut, creștem. Da? Aici am crescut, avem trei ochiuri într-unul, strângem toate trei. Aici avem din trei unul, creștem. Adică facem trei ochiuri. Aici le scadem. Aici le creștem. Aici avem trei, le strângem. Aici creștem. Cum facem mai pe dos? Aici am scăzut. Acum creștem. Da? Aici am crescut. Le facem pe toate trei la un loc. Aici creștem.
Deci așa se face modelul. Până ajungem la înălțimea căciuliței și când ajungem aproape sus, facem mai pe dos. Și împărțim mochiurile în 6 ca să scadem. Se scade de câteva ori sus. Da? Deci numai pe dos se lucrează. Căciulița se lucrează într-o foaie și după aceea se încheie pe spate. Deci împărțim mochiurile în 6 și strângem de 6 ori câte 2 la fiecare rând pe față. De 5, 6, 7 ori, așa, și după aceea băgăm acul pe ochiuri și strângem mochiulețele sus. Da? Pe dos lucrăm drept, nu scadem. Deci mai pe față se scade. Unde am scăzut prima dată, numai acolo scadem. Deci unde am strâns 2 ochiuri. Da? Aici am strâns prima dată 2 ochiuri. Acum strângem tot aici. Deci asta se face la partea de sus, la creștetul capului. Deci tot acolo scadem. Unde am scăzut prima dată, ținem cont și nu mai în locul ăla scadem. Câte 2 ochiuri. Numai pe față, pe dos nu se scade. Da? Deci așa se scade, în 6 locuri. Împărțim ochiurile în 6. Avem 90 de ochiuri, câte 15 ochiulețe pe parte și strângem câte 2 în 6 locuri. Când am scăzut suficient, rupem firul, băgăm în ac, întărim aici să nu tragem așa, și cu urechea acului băgăm ochiurile care le-am avut, le avem pe Andrei. Deci când am terminat căciulița, am scăzut de 5-6 ori în 6 locuri, ochiulețele care ne rămân pe Andrei, așa le înșirăm pe ață. Da? Le-am înșirat pe ac. Tragem.
Păi venim aici. Și...